până în vacanța de Paște. Județul Suceava este gazdă pentru 5 olimpiade naționale, 5 faze. Este vorba de 5 faze, da, exact. Este vorba de religie, astronomie, limba germană, limba ucraineană și limba rusă. Deci vom avea peste 1000 de copii prezenți în județul Suceava, care pe lângă posibilitatea de a-și arăta cum s-au pregătit la discipline respective, vor căuta să-și ia contact cu zona noastră, cu Bucovina, zona turistică Bucovina, și noi vom căuta să le arătăm lucrurile frumoase pe care le avem în Bucovina.